Stimați prieteni, bună dimineața! Astăzi avem vești bune pentru toți membrii Platformei Divinitate și Adevăr și simpatizanții acestora. Astăzi o să vă anunțăm despre constituirea unei asociații a studenților basarabeni, afiliați organizației de tineret a Platformei Divinitate. Și această asociație se înființează în câteva orașe universitare din România. Este vorba de Cluj, Oradea și Iași. Reprezentanții acestor asociații vor vorbi astăzi. Înainte însă de a da curs acestui eveniment, aș dori să spun câteva cuvinte. 1. Platforma Divinitate și Adevăr este perfect conștientă de faptul că cea mai importantă investiție în dezvoltarea democratică a Republicii Moldova va însemna revenirea studenților acasă, pentru ca să se implice în procesele politice, economice și sociale ale Republicii Moldova. Și, de asemenea, la fel de important este ca Platforma Divinitate și Adevăr, ca o formațiune creștin-democrată afiliată Partidului Popular European, să-și întărească rândurile cu oameni care au parte în acest moment de cea mai bună educație universitară din România. Astăzi vom vorbi despre faptul că Platforma Divinitate și Adevăr a stabilit acest obiectiv de extindere a rândurilor sale cu cei mai buni studenți dintre cei care învață în acest moment în România, dar și cu cei care au absolvit universitățile din România, astfel pentru că Platforma Divinitate și Adevăr conștientizează importanța acestei întineriri a rândurilor sale și în același timp simte o imensă responsabilitate pentru evoluțiile democratice care trebuie să urmeze. Vreau să spun că Platforma Divinitate și Adevăr, chiar dacă este în acest moment într-o campanie electorală, privește cu speranță și cu încredere în dezvoltarea sa instituțională și va face tot posibilul ca să promoveze cei mai buni tineri din universitățile din România la funcții importante în Republica Moldova, la funcții administrative, în pozițiile în care talentele lor, experiența și buna credință se va manifesta și va aduce rezultatele pe care le așteaptă cetățenii de Republica Moldova. Astăzi am plăcerea să îi avem alături și pe o parte din alumnii, din cei care au absolvit deja facultățile și universitățile prestigioase din România, dar și câțiva dintre studenții care au fost delegați din partea celor trei universități, Cluj, Oradea și Iași, pentru ca să manifeste această formă de solidaritate cu Platforma Divinitate și Adevăr și, evident, să spună câteva cuvinte privind motivele pentru care aderă la organizația de tineret a Platformei Divinitate și Adevăr și să-i cunoaștem. Este vorba de Dumitrița Cosovan, de Adela Munteanu și de Alexandru, de la Oradea. O să-i rog să vină mai aproape de mine și să se prezinte și să ne spună motivele pentru care această asociație importantă a studenților basarabeni va prinde contururi chiar din zilele următoare. Adela? Mulțumesc, domnul Igor. Mă numesc Adelina Munteanu, sunt coordonator al organizației de tineri basarabeni afiliați politic Platformei Demnitate și Adevăr din Cluj-Napoca. Această organizație are un caracter social-politic și a fost constituită cu scopul de a activa mecanismul de colaborare și integrare a tinerilor de pe ambele maluri ale Plutului. Valorile primordiale care stau la baza acestei organizații sunt responsabilitatea, egalitatea și unitatea. Actualmente avem o organizație cu 21 de membri și cu două branșe, una la Oradea și una la Iași. Ce își doresc tinerii DA din România? Tinerii DA își doresc o Moldovă prosperă, datorită implicării lor, o Moldovă corectă, o Moldovă în care ei se pot întoarce, se pot realiza și pot să ajute la dezvoltarea social-economică a statului. Cum va fi auzit vocea acestor tineri? Foarte simplu, în Republica Moldova prin intermediul Platformei Demnitate și Adevăr și în România prin partenerii noștri PNL, Partidul Național Liberal din România, cu care Partidul Demnitate și Adevăr a semnat în 2018 un acord de asociere. De asemenea, tinerii noștri din cadrul organizației, ei sunt studenți din anul 1, 2, 3 și masteranzi. Organizația noastră este cu brațele deschise tuturor tinerilor care își doresc să facă o schimbare atât acasă cât și pe malul
celălalt al Prutului. De asemenea, ne dorim ca universitățile din Republica Moldova să dea tonul și să coopereze eficient cu universitățile din România pentru a atinge un nivel educațional desăvârșit. Prin intermediul organizației la care sunt coordonator, îmi doresc să creăm diferite proiecte care să ne unească mai mult, să ne denumim sub același determinativ românesc. De asemenea, o să o invit pe colega mea vice-coordonator, Dumitrița Cosovan, pentru a spune ce își doresc tinerii noștri de la Cluj. Mulțumesc! Numele meu este Dumitrița Cosovan, sunt studentă în anul 3 la Departamentul de Științe Politice din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să fiu aici alături de voi. Vreau să spun că susțin parcursul european și democratic al Republicii Moldova și de aceea mă aflu aici, fiind parte din această platformă. Sunt total de acord și pentru valorile ce se promovează aici, cum ar fi liberalismul economic și politic și multe altele. Am un pic emoții și sper să mă scuzați. Vreau să spun că este foarte important pentru noi, tinerii, să ne dorim o țară mult mai bună, o țară democratică, o țară unde să domină pacea, unde să nu mai existe corupție, unde să trăiască toți liberi, atât tinerii cât și cei mai în vârstă, să nu mai fie sărăcie și sperăm ca noi toți împreună și nu doar noi, ci și cetățenii Republicii Moldova, alături cu de țara noastră vecină, România, să putem face acest lucru. Îmi doresc foarte mult ca în câțiva ani să devenim o democrație consolidată, să aderăm la Uniunea Europeană și sper ca împreună să putem face acest lucru. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, Curaj! Bună ziua! Mă numesc Alexandru Sentarnei. Sunt din Republica Moldova. La moment sunt student în Oradea. Am absolvit din 2014 până 2017 am absolvit Facultatea de Științe Politice, un master în Politici Publice Europene. La moment fac un master, a doilea master în dezvoltare regională și comunicare națională. Sunt de 6 ani în România. Vreau să zic că timp de 6 ani, trăind în Oradea, am observat că un oraș din vestul României poate să dezvolte atât de mult încât unii nu le veneau a crede pe parcursul a 6 ani că e posibil așa să fie dezvoltare și să fie de atragere fondurilor europene din Uniunea Europeană. Suntem foarte mulți tineri, basarbeni Oradea, suntem în jur la 1000, dintre care vreo 600 suntem doar în asociație și alții care deja au terminat studiile și s-au stabilit deja cu traiul și au găsit un loc de muncă acolo în România și eu aș dori să fiu reprezentant PPDA în Oradea, să formăm o echipă puternică care să colaborăm cu tinerii din PNL România și să facem împreună proiecte cât mai multe și mai frumoase pentru Republica Moldova și atât. În continuare, sigur că o să-l invităm pe domnul Ștefan Cojocaru, președintele Organizației de Tineret a Platformei DA, să ne spună cum se va integra organic aceste asociații a studenților basarbeni de România în ceea ce se numește organismul VII a Platformei de Tineret și Adevăr. Mulțumesc, domnul Igor. În primul rând, ar vrea să salut inițiativa tinerilor basarabeni din diasporă. Ne bucură faptul că sunt și ei implicați, ne bucură faptul că le pasă. După cum spunea și Charles de Gaulle, politica este o problemă mult prea serioasă ca să fie lăsată pe seama politicienilor. Tocmai de asta, noi tinerii de astăzi încă ne mai implicăm, noi tinerii de astăzi încă luptăm, nouă încă ne pasă de ceea ce se întâmplă acasă, cu toate că suntem și aici și peste hotarele țării.
trecem printr-o criză imensă, o criză morală imensă. Majoritatea tinerilor sunt plecați peste hotarele țării. Pe noi tinerii de azi nu lipsa banilor ne deranjează, ci mai mult senzația că orice efort pe care îl facem este în zadar. Senzația că satele din Republica Moldova tot mai mult și mai mult dispar. Să știți că tineretul din Republica Moldova este o forță imensă, o forță extraordinară, ce contribuie la democratizarea și europenizarea statului nostru. Raportându-ne la problema migrației, în rândul tinerilor nu există o soluție magică ca să putem să reîntoarcem sfertul de oameni plecați. Răul deja este produs, rana este făcută și vom avea încă mult timp ca să o vindecăm. Noi, tinerii de astăzi, încercăm să punem întrebările corecte, noi, tinerii de azi, încercăm să găsim și răspunsurile la aceste întrebări. Păi uite că astăzi, în data de 21.10.2020, noi, tinerii de aici și tinerii din diasporă, am creat o conexiune și mai mare, am deschis organizațiile de tineret a tinerilor, da, la Oradea, la Cluj și la Iași. Îi felicit pe acești tineri demni, onești, integri și curajoși, tineri cu un potențial extraordinar, care n-au fost învățați să fure și care nu știu de gustul corupției. Cam atât, vă mulțumesc mult! La sfârșit acestui briefing, în care v-am anunțat despre veștile bune ale platformei Dignitate și Adevăr, sigur că ar trebui să spunem tuturor celor care încă nu s-au asociat platformei Dignitate și Adevăr, studenți basarabeni din toate universitățile României, uniți-vă alături de noi, să fiți alături de noi, pentru că cauza în care noi credem și pentru care milităm este o cauză dreaptă, onestă, corectă, în folosul cetățenilor Republicii Moldova și a tuturor românilor. Sănătate să aveți! Numai bine! Mulțumim.